de această dată vă salutăm din Fântânele cu o surpriză frumoasă pentru cei mai scumpi și iubiți părinți, pentru domnul Constantin și pentru doamna Elena, care astăzi își sărbătoresc ziua de nume. Așa că rămâneți cu noi să-i surprindem și să le urăm un la mulți ani. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună ziua! Și la mulți ani de ziua numelui! Mulțumesc! Am să vin un pic aici mai aproape de dumneavoastră. Dai bine și aici afară, acum așa e frumos afară. Da, cum vreți. Noi suntem echipa... Bandito! Noi suntem echipa surprizii la domiciliu Iași. Știm că astăzi sunteți sărbătorită. Da. Venim cu o surpriză frumoasă pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Cât și pentru domnul Constantin. Da, păi noi așa suntem. Constantin și Elena. Da. Foarte frumos, sunteți sărbătoriți amândoi odată. Da. Florile sunt pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Și am să vă întreb pe dumneavoastră, dacă cumva bănuiți dumneavoastră, cine v-a pregătit această surpriză? Am crescut o fetiță, e un plasament și ei, că i-aș la cap. Așa credeți? Da. Ea să fie oare? Da, altcineva nu are cine? Sau? Băieța, am dat, știți cum-s băieța, putea să te-i până sunt soare. Când sunt surat și-o luat, femei, e mai bună să iertați expresia puța ca mamuța. E o soacră cu trei nurori, știți? Sper să n-am limba în țapată. Aici avem totulețul cu mesajul la mulți ani. Atât pentru dumneavoastră, cât și pentru domnul Constantin, dar îi transmiteți dumneavoastră. Da, da, că el a plecat la Iași azi. Are întâlniri cu Cajica, cred. Iar noi pentru dumneavoastră mai avem și câteva rânduri scrise din toată inima pentru dumneavoastră, numai cărora cu siguranță aflăm dacă este fiica dumneavoastră, așa cum ați spus. Sau poate altcineva. Nu, no, altcineva nu mă știu. Onoră, poate ar fi o minune dumnezeiască. Onoră, cred. Mesajul spune așa. Dragii mei părinți, vă mulțumesc pentru viață, pentru fiecare cuvânt bun, pentru dragoste și susținere, pentru fiecare zi fericită, pentru efortul depus și pentru sfaturile binevenite. Vă iubesc nespus de mult, țin foarte mult la voi și alături de voi mereu mă simt un copil fără de griji. Mamă și tată, vă doresc o viață lungă, sănătate și bunăstare. Cu drag din partea... Dumitrița, Ionuț, Diana, Florin, Alina, Nicu, Lenuța și Costel. La mulți ani! Mulțumesc, rămână, mulțumesc! Astăzi cu toții și-au dorit să vă surprindă. Da, s-o sfătuite, dar secrețe, soț, m-am vrut să spui niciunul. M-a întrebat dacă-s acasă, doar am vrut să mă duc și eu la ea, dar m-a răzgândit așa, am zis că eu știu. Mai stau acasă, mai bine. La mulți ani vă spunem și noi! Mulțumesc, rămână! Și... Eu le mulțumesc, îi dai Dumnezeu sănătate. Și să-i aibă în pază, să-i păzească de toate rălile, de toate bolile, de toate pericole. Și să aibă și viață lungă, să fie părinți fericiți, să aibă grijă de copiii lor, cum am avut eu de mii. Și tot ce își doresc ei pentru dâns și să fie mai bine. Atât pot să le doresc, mai mult. Însă să știți că nu a fost tot. Noi pentru noastră mai avem și melodii din partea dumnealor, Ole, care doresc să o ascultăm împreună. Ne-a pus și cântec, știi că e o plângăreață. Să vă lăsăm, sigur niciodată.
ani vă spunem. Mulțumesc. Să fiți sănătoase, să vă bucurați de toți cei dragi ai dumneavoastră. Mulțumesc. Și cu Doamne ajută să ajungă mai des aici aproape. No, de părinți. Trei băieți am crescut, toți au plecat. Toți în Germania, au stat în Italia vreo 13 ani, și acum s-au mutat în Germania și am fata, care am crescut-o, n-am făcut deosebire, am crescut-o, o stau la mine până a terminat clasa 8-a. După aceea ne-a luat-o, nu s-a mai făcut liceu, dar eu am primit-o la mine 4 ani, fără să mă mai plătească statul. Și țin legătura cu ei, exact fata mea. Părinții nu-i și alții te faci, și al care te crești. Așa este. Toți sunt ai dumneavoastră. Da, da, da. Și le mulțumesc din suflet și să-i dea Dumnezeu sănătate. Da, asta a fost ideea lui Dumitrița, că eu o cunosc, știu și am crescut.